Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre datele barometrului de opinie publică, care au fost făcute publice pe parcursul zilei de ieri. Invitatul ediției de astăzi este Arcadie Barbăroșe, directorul Institutului de Politici Publice. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine am găsit! Domnule Barbăroșe, haideți să începem cu un aspect foarte discutat în ultimul timp în societatea noastră. Alegerile ar trebui să se desfășoare liber, într-un stil democratic și fără mari impedimente. Există astăzi riscuri majore de a pune sub semnul întrebării modul în care se vor desfășura alegerile din 30 octombrie? Cu părere de rău, există și antecedente și există deja acțiuni, evenimente, abordări care ne fac să ne îndoim de caracterul liber și corect al alegerilor din 30 octombrie. Și desigur că există îndoieli și privind acuratețea și caracterul corect al alegerilor în ziua însă și alegerilor. Dar ceea ce se întâmplă deja în campania electorală ne face să credem că totuși alegerile deja sunt fraudate. Și aici mă refer și la faptul mult discutat, spre exemplu, cu lista alegătorilor. Cei da, vă rog. 3 între 20 milioane de alegători incluși în listă. E o cifră eronată. Nu știu de unde. Eu, poate este foarte corectă, dar noi nu avem, eu cel puțin nu cunosc un răspuns exhaustiv al Comisiei Electorale Centrale. De unde au apărut încă 600 sau 800 de mii de alegători suplimentar față de, dacă e să comparăm cu scrutinul trecut din 2014. De unde sunt acești alegători? Cetățeanul își pune întrebări, participanții la scrutin își pun întrebări, membrii societății civile își pun întrebări, care monitorizează alegerile. De unde au apărut? Sunt aceste persoane reale? Sunt persoane vii? Sau sunt acolo suflete moarte, cum s-a mai întâmplat și în alte alegeri și care au votat la alegeri? De asemenea, o întrebare foarte importantă este, de fapt, informarea cetățeanului. Pentru ca alegerile să fie libere și corecte, cetățeanul trebuie să aibă acces la surse de informare obiective și independente care să reflecte pozițiile tuturor participanților la scrutin. Toți participanții trebuie să aibă acces la sursele de informații existente în piața informațională publică, în piața mediatică în Republica Moldova, în mod corect și egal. Ori lucrul ăsta nu se întâmplă. O bună parte a pieței mediatice este controlată de un singur holding și dumneavoastră o să vedeți și în sondajul nostru că companiile de televiziune, iar ori televiziune este, cred că, cea mai importantă sursă de informare pentru cetățean astăzi, deci companiile TV care intră în media holdingul controlat de domnul Plahotniuc, conform datelor oficiale, controlat de dumneavoastră, ocupă o mare parte din piața mediatică. Și după evaluarea analiștilor independenți și experților, pozițiile exprimate la acest media holding nicicum nu pot fi numite independente și echidistante. Alegerile prezidențiale revin în țara noastră după 20 de ani de absență, dacă am putea spune așa. Ele comportă un anumit specific, dar în același timp un risc? Alegerile prezidențiale directe. Da, da, mă refer, da, la astea directe. Deci revenim la alegerea directă a președintelui, în urma unei decizii a Curții Constituționale, decizie foarte controversată și criticată de multă lume, lăudată de altă lume. Desigur că această decizie este în consonanță cu dorința alegătorului. Dacă să urmăm sondajele de opinie publică realizate, începând chiar cu anul 2000, când a fost modificată Constituția, o să observăm că peste 80% din cetățeni vor să aleagă direct președintele, vor să știe cine poate fi responsabil de starea de lucru? Țară. Cine trebuie să fie responsabilizat de starea lucru din țară? Deși constituțional competențele președintelui nu sunt comparabile, să zicem, cu ale președintelui Statelor Unite ale Americii sau ale președintelui Rusiei, modelul acesta cred că persistă în conștiința cetățeanului atunci când el cere alegere directă a președintelui și vrea stăpân în țară. Deci revenim la alegerea directă a președintelui. Această decizie, sigur că a Curții Constituționale va avea un impact
asupra, deja are un impact, asupra legitimității președintelui. Este una când ești ales de două sau trei partide de 61 de membri ai Parlamentului și ești controlat în fond de cei 61 de membri ai Parlamentului care te-au ales și ți-au încredințat această funcție. Este completamente altceva când ești ales de peste 50% din alegătorii țării. Ai în spatele tău 50% din alegători, cel puțin 50% din alegătorii țării și pot spune că eu activez, eu îmi exercit funcțiile bazându-mă pe vrerea lor, pe dorința lor de a avea unele sau altele reforme sau proiecte realizate în țară. Deci este un complet alt nivel de legitimitate. Și în acest sens, chiar și acele competențe relativ reduse pot fi folosite de către președintele ales direct de popor pentru a promova reforme, pentru a promova vrerea cetățeanului. Într-o țară semiparlamentară sau semiprezidențială, cum dorim? Unii zic că la noi chiar este republică parlamentară, dar atunci când judecăm, când încercăm să vedem la rece, etichetăm, trebuie să ne putem, de fapt, ce scrie în Constituție și nu doar în Constituție. Deci scrie și în alte legi conexe, legea apărării, spre exemplu, care este un domeniu în responsabilitatea președintelui țării și care până astăzi nu și are de fapt un stăpân. Deci tot sectorul securitate astăzi nu are o persoană responsabilă. Adică nu ar trebui să vedem președintele ca o figură foarte limitată ca exercitare? Absolut, absolut. Este absolut eronat să ne gândim că președintele stă acolo doar ca să ne reprezinte. Reprezinte țara, să stea un portret undeva și să acorde distincții, da. Distincții și să primească diplomații străini aici, să primească scrisorile de acreditare. Nu este așa. Nu este așa. Și dacă vreți ca și exemplu, să ne uităm la funcția exercitată de președintele României. Constituțional, competențele sunt similare, sunt foarte și foarte apropiate. Constituția noastră a fost scrisă în fond, având ca model constituțional român. Da. Și nu este nimic în aceasta, pentru că, bun, toți copii după Constituția franceză. E adevărat. Da. Făcând modificări într-o parte sau în altă parte, mă rog. Deci, noi, și eu aduc exemplul ăsta de multe ori, am avut președinția domnului Băsescu și, spre exemplu, președinția domnului Constantinescu. Sunt calitativ două tipuri de președinții calitativ diferite, deși exercitate în limitele acelorași competențe, prevederi legale, constituționale. Deci depinde foarte mult de persoana președintelui, de curajul și dorința domniei sale de a promova niște reforme, de a promova niște proiecte, de a juca un rol important, activ în viața internă. Constituțional, președintele reprezintă țara în exterior. Constituțional, președintele este responsabil de sectorul de securitate. Constituțional, președintele este chiar responsabil de politică externă. Trebuie că există explicația curții constituționale și legislația respectivă cam ce înseamnă de fapt că președintele este responsabil de politica externă. Deci competențele nu sunt absolute în acest sens. Acordurile semnate trebuie să fie ratificate de Parlament, spre exemplu, dacă nu sunt ratificate nu intră în vigoare și așa mai departe. Dar același lucru putem spune și de prim-ministru. Orice acord semnat de prim-ministru, acord în politică externă, trebuie ratificat după aia în Parlament. Adică lucrurile... Parlamentul, de fapt, este într-un fel, are latitudinea să aprobe sau să nu aprobe unele acte internaționale semnate de ambii, președinte sau de prim-ministru. În sectorul securitate, președintele are competențe mult mai largi. El formal este președintele Consiliului Suprem de Securitate, ale cărui hotărâri, teoretic vorbind, sunt obligatorii. Este altceva că până acum nu s-a încercat să se folosească în deplină măsură acest instrument, însă, zic încă o dată, un președinte curajos, care vrea să joace un rol important în politica internă, dar și cea externă a țării, și cea de securitate, poate folosi și acest instrument, și acest mecanism important. Președintele poate veni în Parlament,
președinte poate veni în ședința guvernului, poate suspenda hotărârile guvernului dacă consideră că ele nu sunt constituționale, până la decizia Curții Constituționale, etc., etc. Sunt o mulțime de prerogative pe care președintele le poate folosi dacă vrea să exerciteze un rol important în sistemul politic. Probabil nu o singură dată ați fost întrebat și în această campanie electorală. Am discutat despre utilizarea resurselor administrative, în mod special de reprezentanții anumitor partide politice. Ce ați constatat sau care este starea de lucruri văzută în prisma unui specialist? Ok, este foarte tare spus specialist, dar oricum da. încerc și personal să monitorizez situația. Resursele administrative au fost întotdeauna folosite de putere pentru a-și promova interesele, inclusiv în campanii electorale. Lucrul ăsta nu este un secret. Un secret și nu este inventat de ieri de azi. Deci, însă astăzi observăm o utilizare adusă la un extremis de către puterea actuală a resurselor administrative pentru a promova propriul candidat la funcția de președinte. Este și folosirea instituțiilor subordonate și faptul, uitați-vă, există o mulțime de informații că cetățenii care activează în instituțiile publice sau instituții bugetare sunt forțați, sunt preveniți că să voteze așa cum trebuie, altfel vor rămânea fără lucru. Sunt constrânși de anumite. Deci se folosesc aceste instrumente care nu sunt acceptabile. Da, eu vă ziceam dumneavoastră că alegerile deja sunt într-un fel fraudate. Desigur că folosirea și acestui resurs mediatice în egală măsură. Unii candidați nu au niciun fel de acces la mass media din holdingul respectiv, spre exemplu, sau în general nu au acces la niciun fel de mass media în afară internetului, pentru că internetul deocamdată este liber și este accesibil tuturor. Resursele sunt folosite și instituțiile publice lucrează pentru a promova un singur candidat la funcția de principal al puterii. Cel al puterii aici este nițel mai poate spus chiar exact, este candidatul Partidului Democrat. Dumneavoastră ați zis într-un fel mai eufemistic unui singur partid. Domnul Ghimpu de asemenea se află la putere, dar deși sunt folosite și în cazul ăsta resurse administrative din plin, există semnale că studenții din diferite universități sunt trimiși forțat cu autobuzul să facă propaganda electorală pentru domnul Ghimpu. Lucrul ăsta nu-i prea priește, se pare că cel puțin judecând și din sondajul nostru, dar și din alte sondaje. Organizațiile societății civile vor monitoriza campania electorală până la în ziua de alegerilor, dar și realizarea alegerilor în ziua alegerilor. Dar este foarte important și rolul cetățeanului, simplu. Nu pot organizațiile societății civile să observe tot. Dacă cetățeanul nu va înțelege... Dar nu credeți că există o carență la capitolul informare și participare, dacă vreți, în ultimă instanță, a alegătorului simplu? Pentru că mesajul nostru, și când zic nostru, mă refer la toți colegii de breaslă, nu prea ajunge unde ar fi trebuit să ajungă. Păi și vă zic încă o dată, spațiul mediatic este ocupat de câteva companii, monopolizat în fond, și de aceea nu există pentru cetățean o informare pluralistă. Eu nici nu mai zic corectă, pentru că sursele media sunt controlate de diferite forțe, diferite partide politice, eu accept lucrul ăsta. Dar cel puțin să aibă în egală măsură acces cetățeanul la informare pluralistă. De la un partid, de la al doilea, de la treilea, după care el să-și ia decizia proprie. Deci, asta este, dar ca să revenim la ideea care o zic eu, este foarte important ca cetățeanul, alegătorul, să înțeleagă că el trebuie să joace un rol foarte important, nu doar în ziua alegerilor, când bifează ceva în buletinul celălalt și după aceea aruncă buletinul în urna de pentru alegeri, de vot, și după aia devine pasiv până la următoarele alegeri. Mai că noi acum s-au mai întețit, o să avem din 2 în 2 ani alegeri și prima alegeri locale, mai sunt. Cetățeanul trebuie să joace un rol foarte activ și în perioada până la alegeri, în campanie electorală, dar și între alegeri. Asta este o discuție la altă temă la care am putea reveni. Domnule aici, Barbaros, dacă cetățeanul observă încălcări, să semnalizeze. Este important să facă o declarație la poliție, chiar dacă nu îi se va da curs declarație, să fie fixat acolo. Există telefoane fiorbințe ale organizațiilor societății civile, există mass media care, domnule, trimite un semnal
trimite un semnal, fiat aici se aduc cadouri, se aduc saci de cartofi, se aduc pungi cu nu știu ce, se aduc alte. Asta este mită. Cetățeanul trebuie să bun, se o mulțime de semnale există în zona teritoriu, că iată deja schemele astea de tip suvei, că parcă par a fi organizate. Lucrurile astea, bun, sunt comunicate în rețele sociale, prin rețele sociale, dar cetățeanul trebuie să înțeleagă, chiar dacă i s-a promis lui 200, 300, 500 de lei ca să voteze corect, el trebuie să-și pună întrebarea, de unde se iau acești bani? Din bugetul nostru. Așa, și cum acel care îi plătește lui banul ăsta își va întoarce înapoi bani? De unde? De unde va lua plătitorul aceste mijloace financiare? Nu este clar oare pentru fiecare cetățean că acești 500 de lei vor fi scoși înapoi din buzunarul acelui cetățean, dar și altora, și nu exact aceeași sumă. Domnule Bărbăruș, eu vreau să vă întreb, rămânând în albia transparenței financiare, noi, alegătorii, ar trebui să credem pe cuvânt partidele politice și aceste declarații făcute la CEC? Nu, și aici cetățeanul nu are prea multe instrumente ca să verifice. Este imposibil să crezi ceea ce fac, ceea ce scriu partidele politice în rapoartele lor financiare. Unu, pentru că cheltuielile sunt enorme. Doi, trebuie să vedem de unde vin acești bani. Trei, pentru că în lista donațiilor există persoane și a fost și în trecut în alte scrutine parlamentare, pensionar care donează 10.000 de lei. De unde are pensionarul 10.000 de lei? Aici trebuie să joace un rol activ și fiscul. Trebuie, domnule, ai donat banii ăștia, de unde ai luat banii ăștia? Deci nu mă interesează de unde ai luat. Ai plătit impozit. Pe asta trebuie să fie întrebare care și-o pune fiscul, dar el nu-și pune întrebarea asta. Ai plătit impozit din banii pe care ai donat? Șomerul care donează sute de mii de lei, el de unde? El a plătit impozite? În declarația lui de venit pe anul trecut, este suma asta indicată? Nu este. Și atunci mă întreb care e rolul fiscului, să vină doar la unele companii să le forțeze să plătească impozitele sau etc. Dar nu este oare un material de discuție și pentru fisc toate aceste declarații ale partidelor și pentru Curtea de Conturi, apropo, pentru că acum partidele politice încep a fi finanțate din bugetul de stat. Și acum Curtea de Conturi ar trebui să vină la partidele astea să vadă cum sunt cheltuiți banii ăștia și nu doar ăștia, toți banii. Toți care sunt cheltuiți. Toți care sunt cheltuiți. Sunt instituții publice, partidele politice. Ele beneficiază din faptul că participă la alegeri, cetățeanul votează pentru dânșii, accedă în putere, sunt în opoziție, nu contează, acced la putere, ele trebuie să răspundă fața cetățeanului. Haideți să vorbim un pic despre alegeri, despre participare la urna de vot și nemijlocit despre indeciși. Anul ăsta, ce ne spun datele? Avem mai multe persoane indecise? Dacă nu mă înșeală memoria, aproximativ 24% era. Sau da, 24-25% da. Din respondenți încă nu știu cum vor vota la alegeri. Nu știu cum vor vota la alegerile prezidențiale. Iată, avem aici cifră 25 întreg și 40 de respondenți. Da. E o cifră mare? În sondajele noastre realizate cam cu o lună înainte de alegeri, cifra varia între 20-30%. Adică după mine este mare, dar nu este mare pentru acest scrutin, dacă e să comparăm cu alte scrutine. Adică se înscrie în general în comportament, modalitatea de a gândi și a se comporta a cetățeanului nostru. Doi, realizasem în 2005 un exit poll la alegerile parlamentare și atunci am văzut că de fapt 10-15% de cetățeni decid pentru cine să voteze chiar în momentul când stau cu buletinul în față. Deci există acest comportament al cetățeanului, dar de la 25% până la 10% mai sunt vreo 15%, poate chiar mai mult, de cetățeni pentru voturile cărora candidații ar putea să lupte și se dă această luptă concurențială între candidații la funcție președinte pentru votul acestor 25% din respondenți, care ar putea decide rezultatul alegerilor. Pericolul absenteismului este sau nu? Eu cred că noi vom avea o participare destul de înaltă la alegerile prezidențiale. În primul rând pentru că
după 20 de ani, timp 20 de ani nu am ales direct președintele, cetățeanul este interesat, cetățeanul chiar și în sondaje la întrebare o să participați la alegeri, uitați-vă ce avem noi aici, 43% zic că sunt absolut sigur că o să se prezinte la zi și alți 30% sunt sigur că o să se prezinte, adică 73% din respondenți sunt siguri că vor participa la alegeri. Alții 13% zic că probabil da, probabil nu, vreo 4-5, vreo 6% zic sigur că nu se va prezenta, nu știu, încă vreo 3%. Dar asta este intenția. Știți, în ziua alegerilor multe se pot schimba. Ninge, plouă sau este soare frumos și m-am dus la frigărui sau zic, mă duc și mai spre seară când va fi coadă mai mică la secția de vot și după aia uită să mai meargă. Asta este, deși la noi rata de participare este înaltă, este chiar foarte înaltă la alegeri, chiar este mai înaltă decât, există o controversă aici cu rata de participare, de definiție, de fapt. În listele electorale ale Comisiei Electorale Centrale sunt introduși toți cetățenii noștri cu drept de vot, fie se află ei aici, de fapt, aici pe teritoriul public și Moldova, sau sunt undeva plecați, poate chiar de mulți ani. Trei continuă să dețină cetățenia, unii chiar au viză de reședință în continuare aici, pe undeva, prin niște apartamente pe care le mai păstrează, și deci ei nu pot fi scoși din această listă. Comisia Electorală Centrală, atunci când anunță rata de participare, împarte numărul de participanți de facto la alegeri la numărul total de legători, inclusiv acei care sunt plecați. Noi în sondaj aici, când am zis 73-74% rată de participare, împărțim numărul celor care au zis că vor participa la alegeri la numărul celor care de facto sunt în... Și aici poate apărea discrepanța. Aici apare discrepanță dintre sondaje și Comisia Electorală Centrală, deci este bine să înțeleagă cetățeanul că asta nu este o eroare a sondajului. Pur și simplu noi măsurăm indicatori diferiți. Noi măsurăm rata de participare a celor care sunt real aici pe teritoriul Republicii Moldova în ziua alegerilor, iar CEC măsoară un fel de rată potențială de participare sau rata de participare potențială a alegătorilor. Deci eu personal cred că rata de participare va fi destul de înaltă la alegeri, pentru că, am zis-o deja, este interesul foarte mare, cetățeanul vrea să participe, vrea să-și aibă președintele ales direct. Deci presupun că rata de participare... Vom avea două ture? Sau președintele va fi ales din... Nu, eu sigur cred că vom fi două runde de alegeri, absolut sigur. De ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că foarte multă lume raportează deja, domnul Năstase s-a retras, cel puțin din declarații, din cursa electorală în favoarea doamnei Sandu. Facem o aritmetică simplă și adunăm procentajul domnului Năstase la ceea ce avea doamna Sandu? Sau trebuie să fim mai atenți, pentru că se poate întâmpla ca o parte din electorat să nu aibă aceeași viziune? Deci, într-adevăr, nu este dreptate, formulă această întrebare, trebuie să fim atenți când adunăm în mod mecanic aceste cifre. Pentru că, într-adevăr, posibil că o parte din electoratul domnului Năstase nu ar agrea-o pe doamna Sandu și viceversa. O parte din electoratul doamnei Sandu nu ar fi votat pentru domnul Năstase dacă el ar fi fost acest candidat unic la alegeri. Însă aici, deci, asta este o parte a laturii, o latură a problemei. O altă latură foarte importantă și interesantă ar putea fi efectul de sinergie. În urma acestei decizii care au luat-o acești doi candidați, sau de fapt trei partide care și-au manifestat interesul și dorința de a susține un singur candidat, Partidul PAS, Acțiune Solidaritate, Platforma DA și Partidul Liberal Democrat, s-ar putea întâmpla ca la această decizie să adere alte formațiuni. Deși au și declarat, de fapt, încă două partide că susțin acest unic candidat, deci Partidul Liberal Reformator și Partidul Verde, Ecologist, s-ar putea întâmpla ca asta să genereze un fel de val care atrage ca un aspirator electorat și din alte segmente. Deci s-ar putea întâmpla. Eu judic în mod pur, ca zic așa, sociologic, ceea ce s-ar putea întâmpla. Asta de pe șchierul de dreapta vă referiți, probabil mai mult.
Pentru că cel din stânga mai mult sau mai puțin... Dreapta noastră este foarte segmentată, și sigma este, și stânga este, pentru că nu este pur sigma. În fond, ceea ce numim noi în mod impropriu stânga, adică electoratul orientat spre Rusia, așa îl numim noi stânga. De fapt, Partidul Democrat, de facto, este un partid de centru stânga. Adevărat. Deci, într-un fel, este stânga, nu? Bun. Electoratul care este orientat spre est, el este destul de determinat și cred că este destul de mică probabilitatea că din acest electorat se vor reorienta spre doamna Maia Sandu, susținând-o în alegeri, deși nimeni niciodată nu știe. Printre alegătorii doamnei Sandu sunt și etnici ruși, și etnici ucraineni, adică lucrurile nu sunt atât de simple. Depinde cum o să se poziționeze și dumneavoastră, mai sunt câteva zile până la alegerile din primul tur. Cum priviți ideea candidatului unic? Pentru că cineva aducea exemplul Statelor Unite, unde zicem toți că este o democrație în sensul clasic al cuvântului și avem doar două partide. Aici, la noi... Acolo mai sunt candidați. Da. Mai da. Sunt încă... Lucrurile sunt comparabile sau nu? Aici vreau să ajung. Ideea cu candidatul unic a fost o chestie bună? Personal, cred că da, a fost o chestie bună. Și nu cred că a fost o chestie bună, pentru că în felul ăsta, de fapt, se diminuează considerabil, poate chiar decisiv, șansele Partidului Democrat de a-și promova candidatul la funcție de președinte. Și atunci, la funcție de președinte, formal vorbind, va reveni unul din cei doi reprezentanți ai opoziției clare, da? Domnul Dodon, care este președintele Partidului Socialiștilor și care este acum formal, este în opoziție parlamentară, și doamna Maia Sandu, care va cumula voturile acelei opoziții pe care noi numim astăzi opoziția pro-europeană de dreapta. Din punct de vedere al alegătorului, lucrul ăsta este bun. Noi am măsurat în sondaje, nu aici și mai înainte, cam 40% din alegători vor, 40-42% din alegători vor un candidat unic, că vor vota toți ăștia 42 pentru doamna Sandu, nu știu, poate parte din ei ar fi votat pentru Andrei Năstase, parte pentru doamna Sandu, dar poate pentru domnul Leancă, parte, eu știu, dar există această dorință electoratului să aibă un fel de opțiune clară, să nu stea prea mult la gânduri. O să fiu nițel mai cinic aici și critic față de cultura politică a societății noastre, dar asta este. Cetățeanul nostru nu-i preplace să aibă de-a face cu alegerea foarte dificilă. De fapt, anticipați întrebarea mea. Noi la 30 octombrie vom fi într-o intersecție în care vom fi nevoiți să alegem calea și în același context vreau să vă întreb. Destul de relevant este chiar și întrebarea din barometru. Credeți că în țara noastră lucrurile merg într-o direcție bună sau merg într-o direcție greșită? Relevant mi se pare 84% zic că lucrurile sunt într-o direcție greșită. Chiar prima întrebare. Aici însă trebuie să înțelegem foarte clar că direcție greșită nu înseamnă orientare est sau vest aici. Da. Atunci când formulăm această întrebare și noi formulăm un sondaj începând din 98 din februarie, când a fost printr-o dată realizat barometrul opiniei publice în Republica Moldova, această întrebare persistă și ea înseamnă de fapt un fel de sentiment sau impresie sau opinie despre mersul general al lucrurilor în țară. Și asta înseamnă și reforme, dar și salarii, și pensii, și drumuri, și în general lucrurile în țară. Cum răspunsul la această întrebare, când 84% din cetățeni consideră că lucrurile merg într-o direcție de greșită, înseamnă că, în general, cetățeanul nu-i place ce se întâmplă în țară, în general. Nu? Și asta se referă și la salarii, și la pensii, și într-adevăr și la calitatea drumurilor, și calitatea vieții, și oamenii de afaceri ar spune că asta se referă la mediul de antreprenoriat, etc. Este un procent foarte mare, este un procent extrem de mare. Acesta este un fel de record, deci 86%, dar asta înseamnă că
Nu în zadar, una din măsurile care trebuie să întreprinse conform doleanței cetățeanului este schimbarea elitei politice, schimbarea conducerii. Asta și vreau să zic, uitați-vă, 41% zic în același timp că trebuie schimbată conducerea țării și pe al doilea plan vorbim de combaterea corupției. Deci sunt două probleme mari pe care cetățeanul aici le identifică. Este calitatea elitei politice, calitatea guvernării și corupția. Și cetățeanul vrea schimbări majore aici, pentru că să dacosfează pe locul 3 ce stă acolo. Dezvoltarea întreprinderilor industriale, dar este un procent mult mai mic. Da. 4,9%. Așa. Deci asta vrea cetățeanul acum și deci această dorință lui este clară de unde vine. Lucrurile merg prost în țară, calitatea guvernării este proastă, corupția este înaltă. Iată concluzia lui. Trebuie schimbată elita politică. Spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre alegeri și credibilitate, poate ar fi fost cazul să vă acord această întrebare mai devreme. Foarte multă lume bănuiesc că v-aș fi întrebat, domnule Barbăroși, de ce ar trebui să credem aceste date pe care ne le oferiți în cadrul acestui barometru? Există până la urmă foarte multe discuții raportate la credibilitate. Care ar fi argumentul și care este de fapt argumentul pe care îl aduceți oamenilor? În campaniile electorale, probabil o să fiți de acord cu mine, apar ca cipercele după ploaie tot felul de sondaje. Da. Și unul zice că eu am dreptate, celălalt zice că celălalt are dreptate. Știți cum, răspunsul meu aici este următorul. Noi nu facem decât să măsurăm temperatura în societate. Noi dăm o fotografie a societății la un moment respectiv. Unu. Noi facem lucrul ăsta începând din august 2000. Deci, deja de 16 ani măsurăm. Noi publicăm tot. Deci, noastră puteți găsi pe site-ul nostru. Rezultatele tuturor sunt. Chiar le-am accesat azi și le-am văzut. Începând cu august 2000, noi publicăm mai mult decât atât. În acest sens, un sistem unic a instituției care publică sondajele totalmente pe site. Noastră să le găsiți la noi toate. Mai este ARI-ul, IRIU, care publică pe site-ul lor începând de nu de mult, dar IRIU este o instituție mai specifică și lumea poate o accesează mai greu site-ul pentru că este exclusiv în engleză. Doi, noi publicăm și așa numită baza de date inițiale. Baza, adică noi publicăm rezultatele răspunsurilor la fiecare chestionar pe care l-am realizat în teren. Le găsiți pe site-urile noastre. Nimeni nu face lucrul ăsta. Asta chiar nimeni nu face, nici IRIU nu face. În felul ăsta, cercetătorii pot trage de pe site-ul nostru bazele de date, analiza și să se convinge încă o dată că ceea ce am publicat este în corelare cu baza de date. Se manipulează Deci, este foarte important să înțelegem că rezultatele sondajelor nu trebuie luate ca un adevăr absolut. Ca și fotografia. Eu de caz dimineață m-am sculat, am făcut o leacă de sport, am făcut un duș rece și fac o fotografie, o sărăt într-un fel și dacă fac aceeași fotografie seara o sărăt altfel sau a doua zi după un chef mai dur și mai prost o sărăt. Deci exact același lucru se întâmplă în societate. Noi arătăm fotografia la un moment dat și fotografia este validă pentru momentul respectiv. Imaginați-vă că am realizat un sondaj înainte de, să zicem, arestul domnului Filat. Și după, cum credeți, cum ar fi arătat imaginea Partidului Liberal Democrat înainte și după? Adică un eveniment care se întâmplă în societate poate schimba foarte mult rezultatele sondajului. Trei, în sondajul ăsta pe care am dat acum, noi nu am prins momentul candidatului unic. Aici și Andrei Năstase și Maia Sandu candidau. Deci, în felul ăsta, cifrele arată opțiunile electorale pentru situația când ambii ar fi candidat. Acum, situația cred că s-a schimbat dramatic și eu presupun că există efectul acesta sinergetic și Maia asimilează, atrage, aspiră electorat și de prin alte segmente. Noi nu suntem interesați să falsificăm și să manipulăm. Pentru că noi avem de gând să mai realizăm sondaje, noi avem de gând să mai informăm societatea. Dar se manipulează uneori. Unii manipulează. Cine manipulează? În cea mai mare măsură, cu părere de rău, manipulează cei care interpretează. Și o să vă spun cum. Spuneți. Și o să găsim exemple din astea sute. Deci, noi avem două cifre. Iată, spre exemplu, așa. Noi zicem că
Să vă spun cazul ăsta, pentru Maia Sandu votează 9% din electorat. Pentru domnul Lupu votează 70% din electorat. După ce încercăm să calculăm cifrele, să vedem, dar dacă îi scoatem pe cei indiciși, cum arată această cifră? Atunci domnul Lupu acolo o să aibă 12%. Deci Maia Sandu are 9%, domnul Lupu are 12%. Nu se specifică că, de fapt, se referă la diferite grupuri de cetățeni. Sau comparăm două sondaje care au fost realizate în segmente diferite de timp. Lucru absolut incorrect. Chiar două sondaje realizate în același segment de timp, dar de companii diferite, pot avea rezultate diferite. Și o să vă explic de ce. În unele companii există o cultură în cadrul căreia se insistă ca cetățeanul să-și pună până la capăt opțiunea. Pentru cine o să votez? Chiar dacă eu nu știu. Indecis, eu nu știu. Ia mai gândește. Dar poate totuși te mai gândești o leacă. Dar cine îți place? Și până la urmă, alegătorul este într-un fel forțat. Noi mergem pe altă cale, noi îi arătăm lista și îi spunem pentru cine votezi din această listă și gata, nu mai insistăm. Nu. Deci, și ăla e sondaj bun și ăsta e sondaj bun. Pentru că în sondajul nostru toți candidații sunt în aceeași poziție, noi nu forțăm cetățeanul să răspundă și toți ca și cum... În cealaltă cultură organizațională, toți candidații sunt iarăși în aceeași poziție. Persoana întrebată, respondentul, este ca și cum mai forțat să aleagă din listă și el poate alege oricare din ceilalți candidați, nu se acoperă o parte din listă. Deci, în felul ăsta, eu prefer atunci când apar o mulțime de sondaje să mă uit primul la compania care a realizat sondajul. Doi, să mă uit care este portofoliul acestei companii, ce a mai făcut în trecut, că ce experiență are, pentru că este foarte important ca operatorii care lucrează în teren să aibă experiență multă, să nu influențeze răspunsul cetățeanului, să aleagă corect eșantionul, etc. O mulțime de detalii. Și după aia încerc să mă uit la tendințele în sondaje diferite realizate de aceeași companie. Și atunci găsesc niște răspunsuri. Sondajele nu trebuie să comparate cu rezultatele alegerilor. Pentru că dacă sunt... Deseori așa se interpretează. Păi tocmai și pentru aceasta... Eu vă explic, nu pentru aceea să fac sondajele. Eu vă explic. Spuneți. Dacă sondajele ar coincide cu alegerile, atunci pentru ce să mai facem alegeri? Facem un sondaj bun și spun că asta e rezultatul, gata. Alegerile costă 80 de milioane de lei. Un sondaj costă, mai să zic, vreo 400 de mii de lei. De 20 de ori mai puțin. Este diferență. Nu, de 200 de ori mai puțin. Este diferență. La ce bun să cheltuim 80 de milioane de lei? Când putem cheltui 400 de milioane de lei și facem un sondaj bun și asta e rezultatul, Comisia Electorală semnează. Comisia asta, Curtea Constituțională blagoslovește și mergem. Nu. Pentru că, pe de altă parte, dar de ce credeți să faci campanie electorală? Pentru a influența, pentru a convinge cetățeanul. Deci, în sondaj se fac măsurări, politicianul se uită la măsurări, segmentul ăsta e un lucrat prost. Sau mesajul meu nu lucrează. Hai să le accentuez altfel. Hai să merg în zona respectivă. În altă direcție. Eu o să vă dau exemplu. Vă dau exemplu chiar acum. Vă rog. Uitați-vă, spre exemplu, iată o seu acești doi candidați, da? Maia Sandu și Andrei Năstase. Da. Maia Sandu, așa cum ne arată sondajele, electoratul ei, până la momentul realizării sondajului, era concentrat într-o mai mare măsură în spațiul urban. Spre exemplu, în spațiul urban este 13,39%, din spațiul urban votează Maia Sandu și doar 5,36% din spațiul rural. Pentru Adina Stas, situația este inversă. Mai mult concentrat în spațiul rural decât în spațiul urban. Acum, concluzia pentru Andrei Năstase ar fi fost, trebuie să merg și în spațiul urban să lucrez acolo. Pentru Maia Sandu, concluzia ar fi fost, trebuie să merg și în spațiul rural mai mult, să caut acolo activiști, să dau și mesaje pentru cetățenii din spațiul rural, să mă uit care sunt problemele. Astea sunt niște concluzii Ar trebui să-l tragă din sondaj. Și atunci schimb opțiunea electoratului. Deci eu zic că nu este corect să folosim sondajul ca și predictor pentru rezultatele alegerilor. Nu este corect. Este altceva că dacă realizez un ciclu de sondaj și mă uit care este tendința, folosind și alte instrumente, mai întreb niște experți,
care pot veni cu niște evaluări calitative. Deci pot încerca să construiesc o prognoză pentru rezultatele alegerilor. Dar lucrul ăsta, sondajele nu sunt prognoze. Domnule Barbaroșe, vreau un pic să revenim la sursele de informare a concetățenilor noștri. Spuneam ceva mai devreme că pe prim plan avem televiziunea, internet, radio, dar spre cap de listă totuși straniu pentru foarte mulți dintre noi, mai vorbim despre zvonuri, colegi de serviciu, administrație publică și avem un segment de 0,39% care nu se informează. Da. În ce măsură putem crede acești oameni în secolul 21, în secolul tehnologiei? Chiar să fie așa? Păi, dar sunt comunități în care nu este nici televiziune, în care nu este nici radio, noi vorbim de internet. Da. Ziarii lumea nu mai citește acum, decât uitați și nu se citește de fel ziare. Dar televiziunea este sursa cea mai importantă de informare a cetățenilor. Uitați-vă din asta, e 62 în primul rând și 17 în al doilea rând. Deci prima sursă este televiziunea și a doua sursă, 7% pentru 7% televiziunea este a doua sursă de informare. Deci este extrem de înalt acest nivel, important, 80% din cetățeni se informează din televiziune. Internetul a sărit pe locul 2 acum 2 sau 3 ani în urmă, pentru că radio era pe locul 2. Acum internetul devine sursa, a doua sursă de informare pentru foarte mulți cetățeni. Deci, de aceea este explicabil interesul partidelor politice și a unor politicieni de a avea sursele proprii de informare pentru a încerca să ajungă direct la cetățean, și anume televiziunea, nu internetul. Internetul este liber, spațiu liber, deocamdată, până nu s-a aplicat legea care există, un proiect de lege circulă prin cercurile de guvernante privind controlul internetului. Spuneți-mi, vă rog, atunci când avem o altă întrebare, în general, cum credeți, în ce măsură în Republica Moldova lumea poate să se simte liber? Noi avem niște date foarte interesante, 7,8 și 8,5 zic în mare măsură. În mică măsură, 42,94. Deci aici sunt două întrebări. Da. În ce măsură lumea poate să se simte liber de a spune ceea ce crede despre conducerea țării? Uitați-mă jos, este versiune. Deci noi avem aici două întrebări, de fapt. Da. În ce măsură lumea se simte liberă de a spune ce crede despre conducerea țării? Și iată, 7,88% și încă alți 30%, 38% zice că lumea este liberă, în foarte mare sau mare măsură, să spună ce vrea despre conducerea țării. Dar avem, un fenomen foarte îngrijorător. Aici vreau 43, plus 13, plus 12% din cetățeni, 55% din cetățeni consideră că nu sunt liberi să spună ce crede despre conducerea țării. Deci lucrul ăsta apare pentru prima dată în acest sondaj. Până acum situația a fost nițel mai diferită. Bună, chiar mult mai bună, nițel diferită. Și lucrul ăsta este îngrijorător, pentru că asta înseamnă că în percepția cetățeanului există restricționări privind libertatea de exprimare în Republica Moldova. Și eu aș corela răspunsul la această întrebare cu răspunsul la o altă întrebare. În ce măsură sunteți de acord cu faptul că la noi în Republica Moldova este tendința de a se instaura un regim autoritar în care deciziile sunt controlate de o singură persoană? Cetățeanul a prins și acest fenomen, 62%, că eu nu greșesc, din cetățeni consideră că da, în Republica Moldova există această tendință. Deci aceste două întrebări înseamnă că în percepția cetățeanului calitatea democrației se deteriorează grav în Republica Moldova. Deci tendința de a fi instaurat un regim autoritar plus, iată, această tendință de a restricționa libertatea de exprimare. Pe final de emisiune, vreau să vă întreb o întrebare iarăși în viziunea mea care necesită a fi explicată. În ce măsură vă interesează politica? 15,2 zic că deloc, 23,4 spun puțin și nici mai mult sau nici mai puțin 34,3. La pagina 41 puteți găsi această întrebare. Și, de fapt, întrebarea mea este una foarte firească. Spuneți-ne, vă rog, asta ar trebui să constituie o lecție pentru clasa politică și deciziile care urmează să fie luate, pentru că
a scăzut gradul de credibilitate sau ești firesc într-o societate democratică să fie mai multe segmente de populație care vor crede în alte instituții ale statului, pentru că tot barometrul deseori ne arată că biserica este pe locul 2, celelalte armate și așa mai departe. Cum este văzută? Cum și cum trebuie înțeleasă? Deci, este normal să nu ca toți cetățenii se intereseze de politică. Nu este normal. Nu este normal. Există diferite segmente. În orice societate de soare noastră o să vedeți că există diferite segmente care se interesează mai mult, într-o măsură mai mare sau într-o măsură mult mai mică de politică. Unii se interesează de sport, alții mai mult merg la muzee, la teatru, mai mult de cultură, se interesează de ce există o legitate cu este mai înalt nivelul de educație, cu atât este mai mare și interesul în politică. Noi spunem că societatea noastră este politizată, o să zic la mulți politicieni lucrul ăsta, societatea este politizată și asta este lucru negativ, nu este drept. Societatea nu este mai politizată decât în alte părți, la noi. Eu aș prefera ca ea să fie mult mai politizată, în sensul că cetățeanul să fie angajat mult mai mult în a monitoriza treburile publice. Aceste cifre nu trebuie să ne pună pe gânduri. Aceste cifre m-ar pune pe mine gând în următorul sens. Ele denotă și niște declarații. Adesea cetățeanul răspunde la niște întrebări pentru că el consideră că este bine să răspundă așa. Spre exemplu, la noi 90% din cetățeni au încredere în biserică. Da, deci, așa este. Nivel foarte. Biserica stă pe locul întâi ca nivel de încredere peste tot în sondajul nostru, să vedeți. Cred că un procent bun din respondenți zic așa pentru că este bine să zici așa. El consideră că este rău să spui că nu ai încredere în biserică. O să nu ai încredere în biserică. Unii trag concluzie că avem o societate foarte credincioasă. Când vă uitați la alte întrebare, de câte ori mergeți la biserică, o să vedeți că, de fapt, procentul este foarte mic și doar ceva, un procent mai mare merg la biserică de Crăciun și de Paște, și atât doar. Deci, în sensul ăsta, trebuie să analizăm mai atent și ne uităm la tendințe și ne uităm ce se mai întâmplă și în alte părți. Și într-un fel că doar circa 27, 30, 33% de cetățeni sunt interesați de politică, nu cred că este tare îngrijorător lucrul ăsta. Domnule Barbaroșe, mesajul dumneavoastră către cei care ne vizionează la această oră și cei care urmează pentru data de 30 și se meargă la urna de vot, care ar fi el? În ce măsură ceea ce ați prezentat dumneavoastră în cadrul acestui barometru ar putea oricum să clarifice starea de lucruri? Pentru că deci, vorbisem și de indeciși, până la urmă poate și la ei ajunge. Deci, noi am întrebat aici, la întrebare, prin sursele de informare, am pus și în meniu și sondaje. Vedeți că doar 0,5-8% din cetățeni au ca a doua sursă de informare sondaje. Adică sondajul nu prezintă o sursă importantă de informare pentru cetățeni atunci când el ia decizii. Este altceva că mass media după aia folosește sondajele adesea în interese politice. Eu însă aș chema cetățeanul aici să fie activ în ziua alegerilor, dar și până la alegeri. Să încerce să evalueze din toată lista asta lungă de candidați la funcție de președinție și să decide pentru el însuși pe cine l-ar alege și să meargă să voteze. Să nu lasă această decizie importantă pe vecin, prieten sau nu mai știu cine, cine care să ia o decizie pentru dânsul. Pentru că de faptul cum va vota el depind într-o mare măsură, depinde mersul lucrurilor în următorii 4 ani de zile. Sau cel puțin următorii 2 ani de zile până la alegerile parlamentare. Domnule Barbaroș, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Cu plăcere. Stimați telespectatori, în emisia a fost Reflector Analitic. Sunt Vlad Madan. Rămâneți alături de noi și în continuare.